În legătură directă cu noi este deputatul Dan Tănasă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Domnule Tănasă, ați făcut și o glumă pe pagina noastră de Facebook că vă duceți la USR, că vă dați demisia din AUR. Glumă de 1 aprilie. Da, este prima, eu îi felicit pe colegii de la USR, este prima mare, adică prima mare realizare pe care o are USR de când s-a înființat acest partid. E o mare, mare realizare că l-au sancționat pe Dan Tănasă, e o mare realizare și trebuie să spun că e amuzant, pentru că această sancțiune s-a aplicat în lipsa mea. Nu am fost legal citat, invitat la această ședință. Au spus că v-au dat un link pe Zoom și ar fi trebuit să intrați, nu l-ați accesat, n-ați vrut. Păi nu așa se face, că aici vorbim de comisia juridică, spre deosebire de băieții ăștia. Eu am zeci de procese pe rol, și în civil, și în penal, și știu cum se procedează în justiție. În momentul în care se întâlnește o chestiune de genul acesta, nu am fost legal citat, nu am avut dreptul la apărător, nu am fost audiat, nu au fost audiați martori, s-a plecat de la prezumția că sunt vinovat, iar în opinia mea, această procedură a fost pusă în... Este o procedură stalinistă, pentru că pe această procedură vor putea fi sancționați toți deputații care se uită strâmb la vreun deputat USR+. Deci nu așa se face treaba. Dacă vorbim de lege, atunci hai să-l sancționăm pe Dan Tănasă pe lege. Da. Cu martori, cu audiere, cu dreptul la apărare. Și dacă vorbim pe limbaj, o să vedem. Acum v-au dat această sancțiune. Vom vedea dacă pe viitor se va mai pune problema. Aș vrea însă să vă întreb de limbaj, pentru că vă știu acțiunile dumneavoastră, tot ce ați făcut ca să îi apărați pe români, toate procesele, dar limbajul pe care l-ați folosit nu face cinste omului Dan Tănasă, deputatului. Cum de v-ați pierdut așa cu firea? Eu am fost sigur că da și vă mulțumesc frumos și toți prietenii care mă știu, toți apropiații știu că nu utilizez în mod normal un astfel de limbaj și evident că îl regret. Însă ceea ce nu se spune și nu s-a spus nici acum și nu se spune nici în șip, chiar și colega noastră, corespondentul Antena 3, chiar am avut astăzi o discuție și mi-a confirmat că am fost provocat în repetate rânduri de către cei doi și domnul acela care după aia s-a făcut apozat în victimă, el este cel care a venit amenințător înspre mine. Iar domnul Moșteanu m-a provocat în repetate rânduri. Au trecut minute în șir până când am răspuns. E bine că regretați și noi sperăm să nu mai vedem astfel de episoade. Pe imagini nu s-a prins acel moment. Vă mulțumesc pentru intervenție.